Hello, hello, mă bucur să ne revedem. Astăzi vorbim din nou despre iaz, pentru că e primăvară, am început din nou să hrănim pești și am văzut că și voi, ca și noi de altfel, ați avut multe curiozități legate de cum se vor descurca ei peste iarnă, dacă trebuie să facem ceva special la iaz sau nu, dacă vor muri dintre pești. Lucru la care eu totuși nu speram, dar am stat un pic cu frică așa pe tot parcursul iernii. În schimb, acum este primăvară, am început să-i hrănim din nou și pot să vin cu un mic update, să vă zic că ce a funcționat la noi, ce am făcut noi special ca să ne asigurăm că le lor bine din ce am mai găsit pe internet, așa că ar trebui să facem și despre asta discutăm azi. Din cercetarea prealabilă pe care am făcut-o noi, am văzut că cel mai important de departe este să ai adâncimea corectă. Spuneam asta și în videoclipul de pregătire a iazului. Noi l-am făcut undeva la 1,5 metri, deci am avut de săpat o grămadă, nu eu personal, Andrei și băieții. Eu am fost la partea de filmat, dar cu siguranță ăsta ar fi primul pas. Dacă ai un iaz care este mai puțin adânc de 1,5 metri, chiar mai puțin adânc de 1 metru, atunci sunt șanse foarte, foarte, foarte mari și nu pot să pun suficient accentul pe asta, ca niște pești să nu supraviețuiască unei ierni mai grele cum sunt la noi. Deci recomandarea este undeva în zona aceasta și dacă se poate și mai mult, evident, e ideal, cum sunt iazurile mai mari, pe suprafețe extinse, unde adâncimea se poate duce până la câțiva metri chiar, acolo e perfect. Dar dacă faceți un iaz mai mic, cum e cazul nostru, într-o grădină micuță, atunci măcar asigurați-vă că e undeva la 1,5 metri și că ar avea și locuri unde să se ascundă ca să poată intra ei la iernat. Practic, ce se întâmplă cu peștii este faptul că ei intră într-un fel de metabolism foarte, foarte încetinit. Practic, este hibernarea lor. Și ca să declanșăm acest proces, important este să ne oprim cu hrănirea lor când scade apa sub 0 grade. Deci temperatura apei, nu afară, pentru că sunt diferite cele două. Noi am luat un simplu termometru, cred că l-a găsit Andrei la Hornbach sau ceva de genul ăsta. Este pur și simplu un fir cu ceva în capăt care se pune în apă și îți măsoară temperatura. Și în momentul în care a scăzut sub 10 grade, ne-am oprit complet cu hrana lor. Efectiv, nu le-am mai dat nimic, nimic, nimic. Dacă li se mai făcea pe parcurs foame, îi mai vedeam ciugulind din algele de pe margine, din diferite plante, deci nu mor de foame, dacă asta ar fi grija. Doar că oprind hrana, practic, îi îndemn pe ei să își încetinească metabolismul ușor, ușor. Plus că, oricum, să vă zic sincer, am observat că începeau ei natural să facă treaba asta, cred că undeva prin noiembrie, când s-a mai răcorit afară. Nu mai notau la fel de rapid, nu mai veneau la fel de sus, la suprafață, îi vedeam mai mult stând pe jos, deci cu siguranță e și o chestie naturală la ei, dar totuși fiind niște pești ținuți într-un iaz artificial, important e să contribuim și noi la tot procesul acesta. Și același lucru se aplică și la ieșirea din iarnă, la primăvară, în momentul în care apa începe să aibă mai mult de 10 grade, atunci începem să-i hrănim. Și din nou, vă puteți da seama destul de simplu, pentru că peștii noștri au început ei singuri să fie foarte activi și în momentul în care ne vedeau pe lângă iaz, să vină la suprafață, parcă cereau de mâncare, parcă ziceau gata, după iarna asta sunt lihnit și am nevoie de o masă. Și în momentul în care luam temperatura, vedeam că este într-adevăr momentul potrivit. Deci, cumva natura știe să ceară lucrurile astea și știe să le aranjeze, dar nu strică să știm și detaliile astea mai tehnice, aș spune eu. Un alt lucru pe care l-am văzut recomandat pe toate forumurile de specialitate este pompa de aer sau oxigenatorul. Este un tubuleț cu o piatră specială în capăt care se bagă în apă și în capătul celălalt în priză și practic constant prin piatra aceea ies bule de aer, bule de oxigen. Iar pompa aceasta are două roluri. Odată bagă oxigen în apă, lucru de care peștii au nevoie. Și al doilea lucru, pe timpul iernii, când e foarte, foarte frig afară și ger și e riscul de a îngheța, menține o gaură care nu îngheață niciodată la suprafața apei. Pentru că venind constant valul acela de bule, vă dați seama că nu are cum să înghețe apa. Și încă un lucru de care am avut noi grijă a fost pregătirea iazului în toamnă, și anume să strângem toate plantele uscate. Dacă au fost frunze care au picat din copaci și de pe lângă, la fel am adunat pe toate, pentru că dacă ele rămân acolo, se vor descompune și se cam strică echilibrul ăla perfect de care spuneam în videoclipul celălalt. Și atunci riscăm să omorâm peștii prin diverse acumulări de gaze pe care clar nu ni le dorim. Și ca să fie totul cât mai safe, se adună absolut orice plantă moartă, orice frunze uscate sau alte gunoaie care ar fi putut ajunge acolo. Acum să vă zic și cum a fost iarna noastră așa direct. Păi am avut câteva nopți la rând cu minus 16 grade, deci foarte, foarte frig. Moment în care era un strat destul de gros de gheață la suprafața iazului, aș spune undeva așa. Având această pompă de oxigen, totuși rămânea constant
gaura aceea liberă, unde se vedea apă și unde nu îngheța deloc practic, dar am avut și o problemă pentru că la un moment dat am avut o mică pană de curent și a fost suficient, nu știu, 20-30 de minute cât a durat, să înghețe chiar și gaura aceea și practic să nu mai fie niciun loc neînghețat. De ce e asta periculos și de ce nu este recomandat în general? Pentru că trebuie să se mențină un schimb de gaze constant. Peștii, deși ei sunt într-un metabolism foarte, foarte încetinit, încă își mai fac nevoile, lucru care creează niște gaze care pentru ei pot fi nocive în momentul în care se acumulează. Și atunci, cu gaura respectivă din iaz, gazele acelea pot scăpa, pot ieși în aer și tubul de care vă spuneam mai devreme bagă oxigen în locul lor. Deci face schimbul acesta de gaze, care pentru ei este optim și practic le menține sănătatea. Ce am făcut noi ca să ne asigurăm că totuși revenim la situația de dinainte, în momentul în care a înghețat tot, a fost să turnăm apă fiartă. Am fost cu multe, multe căni de apă fiartă până am reușit să fac o mică gaură și să pornesc din nou oxigenatorul. Asta pentru că nu e recomandat să spargi gheața cât timp ai pește în iaz. Vibrațiile și tot zgomotul acela îi poți speria foarte, foarte tare și le poți, din nou, strica sănătatea. Deci sunt destul de sensibili, se pare, peștișorii, dar nu atât de sensibili pe cât v-ați gândi, pentru că odată ce a venit primăvara, au fost din nou super activi, nu și-au pierdut culorile, adică astea sunt semne bune că ei încă sunt sănătoși și bine și mă bucur foarte mult să văd treaba asta. Acum deja sunt super, super activi și aleargă de colo-colo și cer într-una de mâncare, așa că eu mă bucur că au fost cu toții bine, să mă fi văzut prin primăvară când începeam să-i număr pe toți așa la rând, să mă asigur că nu s-a pierdut niciunul sau n-a pățit ceva. A fost o experiență un pic stresantă pentru mine, recunosc, pentru că la un moment dat chiar mă gândeam, băi, ce fac? Sunt bine. Îi mai vedeam uneori pe fundul iazului cum doar stăteau, efectiv, nu mișcau, doar stăteau acolo pe fund și alteori nu-i vedeai deloc pentru că se duceau în peștera lor sau printre plante. Deci e foarte important să aibă și câteva locuri unde să se ascundă, care să le dea lor o oarecare liniște, să nu-i streseze. Dar, per total, eu zic că au trecut iarna cu bine, atât iazul cât și peștii. Deci ceva am făcut ok și sfaturile pe care le-am găsit noi pe internet s-au dovedit a fi foarte, foarte folositoare. Drept urmare, le ofer și eu mai departe pentru că în limba română mai greu am văzut că se găsesc astfel de informații și atunci poate că ce ne-a ajutat pe noi va ajuta și pe altcineva la micul sau marele iaz din grădina lui. Și următorul pas pentru mine este să învăț să mănânce bobițe din mână. Am văzut că se poate, nu știu dacă voi reuși eu treaba asta, dar voi încerca și, ce să zic, țineți-mi pumnii. Sper că v-a ajutat acest videoclip. Dacă nu l-ați văzut și pe primul cu crearea efectivă a iazului nostru de la zero, de la pământ drept și nimic altceva și pământ foarte greu de săpat, atunci vă recomand să-l vedeți și pe acela și ne vedem data viitoare cu un nou video. V-am pupat! Pa!